Liderul cu punctaj maxim din seria Vest a ligii a doua de futsal, ACS Vest Deva, merge ceas și în Cupa României. După ce în optimile de finală deveni trecuseră pe teren propriu cu 8-0 de liderul seriei Est, Ceahlăul Piatra Neamț, ei au reușit să câștige și jocul din sferturi, disputat în deplasare. Cei de la Vest Deva s-au impus cu 7-3 pe terenul unei alte divizionare secunde, Inter Gheorgheni, care evoluează în seria Centru. Cu scorul de 7-3 și astfel au obținut în premieră calificarea în turneul final al Cupei României la futsal. A fost o partidă poate puțin mai dificilă decât ne așteptam. În prima repriză am condus cu scorul de 2-0, după care gazdele au egalat, scorul de la pauză fiind 2-2. Moment în care am schimbat puțin strategia de joc și am reușit în cele din urmă să ne impunem cu scorul de 7-3. Este o premieră această calificare în Cupa României, în Final Four, și dacă nu mă înșel, cred că este o premieră la nivel național în istoria futsalului românesc, când o echipă de Liga a doua se califică în această fază. După toate probabilitățile, Deva va avea două reprezentante în Final Four-ul Cupei României la futsal, întrucât liderul Ligii I, Auto Bergamo, este cotat cu prima șansă în confruntarea din această seară de la Arad cu Șoimi Șiman, divizionare secundă și colegă de serie cu cei de la ACS Vest.